Bine v-am regăsit! Eu sunt Oana și vă aduc recomandările City Guide pentru astăzi. La Godot Cafe Teatru de la ora 19 puteți urmări piesa În parc de Radu Iacoban. Cei doi actori, Rodica Lazăr și Ișvan Teglaș, vor interpreta patru perechi din patru epoși diferite, în patru planuri diferite. Aceștia vor juca pe rând rolurile unor cupluri de personaje pe cât de neașteptate, pe atât de diferite. Mihai Eminescu și Veronica Micle, regele Ferdinand și Mița Biciclista, criminalul în serie Râmaru și Mihaela, precum și un el și o ea din perioada actuală. De la ora 20 în Question Mark, grecii de la Naxatras ajung pentru prima oară pe o scenă din București. Alături de ei îi puteți asculta pe Flash Rodeo, o trupă bucureșteană de alternative metal formată în 2010. Până în prezent, formația a susținut peste 60 de concerte alături de nume precum Alternative Quartet, Luna Amară, Breathless sau Implant pentru Refuz, participând la Best Fest și Rockstad Extreme Fest. În octombrie 2013, Flash Rodeo a lansat primul album de studio, care conține 8 piese înregistrate și mixate de Marius Costache și Next Dog Studio. În perioada 11-19 iulie la arenele BNR, Federația Română de Tenis organizează cel mai mare turneu național de tenis feminin din România. Cu această ocazie, pe teren se vor reuni unele dintre cele mai mari nume ale tenisului mondial. Principalele două favorite ale ediției 2015 BRD Bucharest Open sunt italiencele Sara Errani, sferfinalistă la ultima ediție a Roland Garrosului și deținătoarea a 8 trofee WTA, și Roberta Vinci, finalista de anul trecut de la București și deținătoare a altor 9 titluri WTA. Acestea au fost recomandările City Guide. Nu ratați programele TV Guide pentru alte informații dedicate timpului liber. Distracție plăcută!